Deși au trecut 4 zile de la ninsoara care a blocat tot Iașul, nămeții nu au dispărut nici acum. Indiferent de modul în care circul cu mașina sau pe jos, aventura este deplină. Oamenii spun că autoritățile nu prea și-au făcut treaba și că la asta s-a adăugat și indiferența celor care locuiesc la bloc. Nici măcar aleile care duc la intrările în scară nu au fost dezăpezite. Ninsoarea a trecut, însă troienele au rămas în cartierele Iașului. În Nicolina abia reușește să mergi pe trotuar, iar intervenția autorităților se lasă așteptată. Cei care sunt mai harnici au pus mâna pe lopată și s-au apucat singuri să își elibereze căile de acces la bloc. În prima zi am ieșit de deja, cu totul nins. Am făcut barem cu pișorul, că n-am lopat. Și am făcut pișorul cără roșu și am ieșit. Și pe urmă două zi am ieșit, alte sunt. Dar mă uit la aceea de atâtea zile. Hai să spunem atunci, o zi, două, dar atâtea zile. Să el să nu iasă, iese, are o cărărușă atâta, toată o cărărușă, până iese și zăpada e acolo așa, la ușa lui. E posibil așa ceva, tăniți îmi țire, că dintre atât să are și numai 5 de aici ar fi totul în regulă. Numai 5 din 20 că sunt aici. Nu trebuie să iasă toată droaia, toate. 5-5, dacă iese, mai o vorbă, mai nu știu ce, mai poate că una călduță și merge treaba. Să faci, să simte că există oameni în cartierul ăsta. Ușor nu este nici pentru persoanele care se deplasează greu din cauza bolilor. Îi chinui, fac pârtia și vin și blochează cu mașinile, dar ce să facem dacă e așa zăpada mare? Aveți pe cineva de deplasat? Soțul face dializă de 3 ori pe săptămână. Și sunt nevoită să tot fac pârtii și vin alții și blochează aici. Oamenii sunt nemulțumiți de modalitatea în care s-a intervenit în acest scurt episod de iarnă care a blocat unul dintre cele mai mari orașe din țară. Însă singurul lucru care le-a mai rămas este resemnarea. Una, ceea ce se vede este alta. Dacă comparăm aceste două probleme, vina le aparține. Că tot auzim vorba aia veche. Ne-a prins nepregătiți. Dar unde-i motorina care trebuia să fie? Păi am folosit-o la alte probleme care erau urgente, era nu știu ce. Cu sănătate, nu mai bine. Pe de altă parte, Mihai Chirica a anunțat astăzi că sunt sute de angajați în stradă care lucrează zi și noapte pentru ca orașul să rămână funcțional.